De ce prefer să dau 1000 de euro pe an pentru călătorit versus să-mi cumpăr o mașină? Sunt acum în America, în orașul ăsta șmecher Nashville, pentru 10 zile am venit aici la o conferință de business și să călătoresc. Și o să răspund la întrebarea asta tot cu o întrebare și mai specific, ce fel de om o să fiu după ce cumpăr o mașină versus ce fel de om o să fiu după ce o să călătoresc 2-3 luni în fiecare an? Cum o să mă schimbe fiecare experiență în parte? Și aici o să vă las pe voi să-mi răspundeți mai jos în comentarii, să-mi spuneți ce variantă preferați și ce avantaje vă aduce.